vedeți, dacă stați aici pe canal, altfel trece săptămâna. Luni, marți, miercuri, joi, se duc. Vine vineri și ce urmează? Weekendul. Dacă e weekendul, înseamnă că stăm liniștiți, nu avem filmări. Așa că stați comozi în fața micilor device-uri pentru ultimele știri prezentate în stil personal ale săptămânii. O să aflăm astăzi, după cum urmează, despre un record istoric, despre poziția civică luată de Simona Halep și despre ce mai face cârtița Varvara. Aveți timp să vă gândiți la cârtița Varvara și cum poate fi ea folosită în continuare. Mulțumesc de like-uri, mulțumesc de comentarii. Ieri am lansat subiectul de discuție legat de zacuscă. Am primit comentarii, am primit rețete, am primit sfaturi și m-am gândit totuși așa, că am văzut și niște poze. Deci să faceți zacuscă artizanal în gospodăriile noastre și pac pe borcan, capacul borcanului se aplică o etichetă pe care scrie anul fabricației. Păi la zacuscă are rost? Stau și mă întreb și vă și întreb. Oricum zacusca se consumă în cât? În o lună, două de la fabricație. Atunci are rost să scriem 2020, vorba lui doamna Dăncilă, vorba doamnei Dăncilă, n-are rost. Asta are rost când faci ce? Dulceață de gutui, compot de moșboane, nu știu, dar la zacuscă nu se aplică. Aia știi că ai făcut-o în sezonul ăsta, în sezonul ăsta o și mănânci. Multă lume mi-a spus că pentru a ieși bine zacusca, se pune și suflet. O înțeleg, să pui suflet acolo, printre gogoșarii copți, printre ardei copți, printre vinetele coapte, te mai și arzi, dar pui și suflet. Întrebarea mea vine și este următoarea, dacă la zacuscă pui suflet în fabricarea ei, în plăcintele poale în brâu, ce pui? Îmi ziceți voi, cu suflet, cu suflet a fost și Simona Halep. Zilele trecute cândva, la un local din București, era la o masă cu cineva. La altă masă era ministru, fostul ministru, Pop Liviu Marian, zis și PLM. Zice și ministrul Genunche, fost ministru al învățământului, domnule. Și ce că ăsta înjura, birjărește la o masă. Vorbea foarte urât, execrabil de urât. Și Simona Halep s-a ridicat, a mers și a atras atenția. Bravo, bravo, uite un gest civic, un gest extraordinar. Omul s-a potolit, s-a calmat, n-a mai zis nimic. Dar totuși, să zică mersi PLM, Pop Liviu Genunche, că n-avea racheta la ea Simona Halep, că dacă îi trăgea niște revere, dacă îi trăgea niște... Înțelegeți? E nevoie de atitudine. E nevoie. Asta începând de la vedete, de la oameni care țin prima pagina ziarelor, de la personaje arhicunoscute și până la noi, oameni simpli. Dacă face unul ceva urât în jurul nostru, dacă calcă pe bec, mergem și atragem atenția. Sunteți de acord? Trebuie să ai suflet, domnule. Ca și liberalul Ciucu. Îl știți pe Ciucu? Încă una și mă ducu. Ciucu, șeful agenției funcționarilor publici, și-a angajat mama pensionară în 4 locuri la stat. Să mai ia și ea, pe lângă pensia ei, încă vreo 100 de milioane vechi pe lună. Ce înseamnă să-ți iubești mama? Nici Fuego n-ar fi făcut cu măicuța lui așa ceva. Păi nu, că Fuego are grijă de maică sau pune numai să îi împodobească bradul și atât. Și Ciucu, da? Ce suflet mare, ce generos. Și-a mai angajat mama încă în 4 locuri. Acum așa-i. Când nu vrei tu să muncești, îți pui părinții la muncă. Că bani trebuie. Bani trebuie. Vedeți, o doamnă din București și-a rupt mâna. Acum își mai rupe omul mâna, ne mai rupe membrele. Dar unde și-a rupt doamna mâna? Într-un mall din București. Dăduse era acolo cu mopul în mall, era dușumeaua sau ce era acolo, era umedă și doamna a alunecat. Eu știți cum e că merg femeile la shopping, numai pe sus să uită după reduceri. Nu s-a uitat că podeaua, dușumeaua a devenit un patinoar. A căzut și-a rupt mâna. A dat în judecată molul, a câștigat. 600 de milioane au luat daune morale. 60 de mii de lei vechi. Acum asta e bine. Între timp și-a revenit, nu mai doare mâna, e ok. Dar cu banii primiți, a mers la shopping la alt mol, asta vreo oră și-a cheltuit vreo 70 de mii de lei. Că așa e, cu banii. A avut timp.
Probabil venea din drumul taberei. Acum s-a făcut, nu un studiu, s-a cronometrat, domnule. Cineva de la televiziune a cronometrat cât timp faci din drumul taberei până înspre București, că mergi cu mașina sau că mergi cu metrou, pe noua linie de metrou, pe noua magistrală inaugurată. Și au văzut ăștia că în urma cronometrării câștigi vreo 14 minute. Pentru 14 minute să investești 3 miliarde de lei, 14 minute de o cafea și de o țigară. Dacă se câștigau acolo vreo 14 zile, vreo măcar 14 ore, dar pentru 14 minute, a săpat bine. Cârtița Varvara, știți cine e Cârtița Varvara? Aparatul ăla, mașina aia care a fost în subteran și a scormonit de acolo pământul. Acum se odihnește Cârtița Varvara. Ne-am gândit să o aducem și aici la Cluj, să meargă pe sub Feleac, să ne facă și nouă un pic de metrou, dar nu. Noi o să trăim în Clujul Verde. Sunt 12 candidați pentru primăria Clujului, pentru primăria Cluj-Napoca. Fiecare dintre ei are un program, minim un paragraf, dacă nu câteva foi, pe tema Clujului Verde. Toți vor să transforme Clujul în ceva verde. Acum au mai fost și până în 45 un pic verde, alb și roșu. Pot să o întreb pe soacră mea. Ia-i soacră mea, au făcut ieri ceva varză, că n-am ieșit la înțeles iară și s-o prins de oală. Și apoi de atunci ține oaia l-a moiat cu feri, că ea folosește detergentul feri. Voi ce detergent folosiți când e pe cale să se compromită o oală cu feri? Da. Și toți candidații au un program, transformăm Clujul într-un Cluj verde. M-am gândit că să fie Clujul eco, Clujul bio. Un domn de la USAMV care candidează a zis să purtăm numai haine de in și de câine pe vala. Numai cămăși de câine. Nu, asta e ok, îți dai seama că la un moment dat nu mai ai matra foc, îți rupi o cămașă, o rulet și cine se ia cu bine, bine, îi dau haina de pe mine, să-și fac un jointulet să fie și mai isteț și vesel să fie el, muică. Și acum mi-am dat seama că deja Clujul devine verde. Repet, n-avem metrou, nu vine nici Cârtița Varvara, dar Clujul e verde. E verde bine prin prisma sau din prisma trotinetelor. Toate trotinerile astea de închiriat sunt verzi. Deci s-a rezolvat problema, Clujul e verde, Verzișorii, dolarii, crește și dolarul, dar și euro. Minim istoric pentru leu ieri, dar și azi, cât costă un euro în lei, 4,8595. Mă, parcă suntem la linia fierbinte, 89, 89, 89. Nu știu ce să zic, ci că Suedia se pregătește să devină prima țară no cash. Și că multă lume, mai ales tinerii, nu știu cum mai arată banii, cum arată bancnotele. Apoi cam așa e și la noi. Și noi suntem cam o țară no cash. Că de unde? Și vor să totul să bage acolo în conturi, să transfere cu, nu știu, cu carduri, cu telefoane, cu... Apoi să ducă a noștri românii, că au explozibil și îi dau. Dădeau pe vremuri cu carbid să prindă pești, ori merge și la bancomatele suedezilor, că poate pescuiesc ceva. Cam atât, nu vă mai rețin, cam așa, da? Ce înseamnă asta dacă-s la cămașă? Că aseară am avut spectacol, da. Într-adevăr, ieri am avut spectacol în Livada, aici în Cluj-Napoca, a fost frumos, aer liber, a fost și Ungurul Bulan, a fost ok. Și astăzi am spectacol de la 7, tot în aer liber, în Cluj-Napoca, unde? În Parcul Mare. În Parcul Mare, în față la clădirea Casino. Știți, Casinou e ceva de neratat. Chiar vă invit să veniți, dacă aveți timp, pentru o încheiere bună a săptămânii. Cei care sunteți în Cluj și zonele limitrofe. Pentru restul, un salut, să ne vedem cu bine luni dimineața de la 10. Nicu Bendea am fost și săptămâna asta. Videourile pe care nu le-ați urmărit le puteți pune într-un playlist și să le urmăriți în timp ce faceți diverse treburi casnice. Sau nu. La bună vedere!
Și să gătiți cu suflet, să trăiți cu suflet și să ni iubiți cu suflet. V-am salutat!